Cum să muncești și să studiezi în același timp, fără să te prăjești? Um, se poate? <laughs> Depinde. În primul și în primul rând, hai să vedem, nevoile financiare le avem cu toții, da? Deja nu mai putem să le spunem tinerilor, da, încearcă să-ți limitezi cheltuielile, că, na, mama și tata nu mai au să-ți trimită. Și oricum, în momentul de față sunt atâtea part-time-uri în toate businessurile din România, încât n-ai cum să nu poți să le faci. Singura chestie pe care eu aș sugera-o este 1. Nu-ți lua mai mult decât poți duce. Găsește joburi part-time care permit acel orar flexibil de care ai nevoie ca să te ții de școală. Cel mai mare regret al meu a fost că a trebuit să lucrez full-time și am renunțat la facultate. Mi-am înghețat în ultimul an. N-am mai putut să mă țin de amândouă. A bine, am mai rămas și însărcinată și trebuia să nasc în timpul licenței, sau so, didn't work out. Dar, Uh, încearcă să găsești acel echilibru știu, e foarte dificil în ziua de azi, dacă l-ar vin de la magazin, ar fi super șmecher. Dar încearcă să găsești un minim echilibru între ce nevoi ai financiare, optimizează cât de mult poți cheltuielile, nu știu, împarte camera cu alții, cumpără chestii pe din două cu colegii de cămin. Uh, I don't know, sharing is caring, <laughs> mă gândesc. Uh, lungește borcanul la desăcut că de la mama, I'm caring, nu faceți foamea în facultate, <laughs> enjoy your life, dar să existe un echilibru. Văd foarte mulți tineri care și au full-time. Jonglează mai voci care au și două facultăți, nu doar una Și jonglează cu o grămadă de lucruri la o vârstă în care ar trebui să vă super bucurați de viață So, it doesn't work like that Unde e echilibru? Care sunt nevoile minime de, pe care le ai și cum poți să-ți găsești un job care să le acopere? E ok dacă nu e un job conform uh, studiilor tale măcar să-ți acopere veniturile pe perioada facultății. Și încet, încet, după aia poți să-ți faci planul de carieră și să-ți construiești profesia în direcția pe care ți-o dorești.